ziua și bine ați revenit la o nouă lecție de geografie. că geografia este fascinantă și că ne poartă prin locuri frumoase, probabil știm cu toții. Planeta noastră ne oferă, după cum bine știm, ocazia să observăm și să experimentăm foarte multe lucruri, și totodată planeta noastră este foarte diversă sub foarte multe aspecte. De aceea, există pe planetă și sate foarte mici, parcă uitate de lume, dar și mari orașe pe care noi le numim în continuare metropole. Iar asocierea mai multor metropole duce la formarea unui megalopolis. Ei bine, despre metropole și megalopolisuri vom discuta, și noi, astăzi, alături de voi, Bogdan Petre, profesor de geografie la Colegiul Național Gheorghe Lazar și la Colegiul Național Matei Basarab din București. Așadar, haideți să începem! Ei bine, vom începe cu partea de metropole, așa cum. Sugerează și titlul lecției, și probabil știți cu toții că metropolele constituie orașe cu un număr mare de locuitori și anume minimum un milion de persoane, și evident cu o mare influență în teritoriu dacă discutăm despre un oraș de asemenea anvergură. Concomitent cu. Creșterea explozivă a populației mondiale, evident că și numărul metropolelor a cunoscut o creștere accelerată. Și iată, avem în partea dreaptă a slide-ului un grafic care redă foarte sugestiv evoluția numărului de metropole, cu 21 în anul 1976 de metropole în anul 1950 și iată discutăm în prezent, la nivelul anului 2020, despre aproximativ 550 de metropole. Nu este o surpriză că numărul metropolelor va continua să crească, întrucât și populația lumii, așa cum vă spuneam și la lecțiile anterioare, va continua și ea să crească. Deci este de așteptat ca în viitorul nu foarte îndepărtat să depășim pragul de 600 de metropole. Mai departe, Uh, trebuie să conștientizăm că metropola tinde să devină o entitate teritorială independentă, iar procesul de dezvoltare al ei este condiționat de mai mulți factori, trei dintre aceștia având un rol mai proeminent, și anume, discutăm aici despre relativa independență a producției față de vecinătatea resurselor naturale. Atenție relativă, nu totală, determinată fiind de progresul tehnologic și de dezvoltarea mijloacelor de producție și de transport. Al doilea factor este dat de atragerea forței de muncă și oportunitățile de calificare ale acesteia în cadrul metropolelor și, evident, că acest lucru este susținut și de uh, dependența de o gamă largă de factori, precum capitalul uman, apropierea de consumatori, accesibilitatea creditelor, a mijloacelor de transport și așa mai departe. Avantajele mediului metropolitan. Ca în orice situație, există atât avantaje cât și dezavantaje. Propun să începem, evident, cu părțile bune și să amintim despre avantaje. Concentrarea urbană, în sensul în care într-o metropolă există numeroase activități umane bine dezvoltate: industrie, transporturi, comerț, turism și așa mai departe. Deci este într-o continuă dinamică și uh, discutăm despre activități foarte complexe. Dar și concentrarea activităților. Metropolele pun la dispoziție numeroase oportunități de formare profesională, așa cum spuneam, oportunități numeroase de angajare, de petrecere a timpului liber și așa mai departe. Toate aceste lucruri transformă Metropola într-un adevărat magnet care atrage un aflux important de populație, în special din rândul populației tinere, în căutarea. Agajări, în căutarea formării profesionale, și așa mai departe. Ei bine, discutăm și despre câteva dezavantaje ale mediului metropolitan. Probabil cei care locuiți în București le-ați și sesizat, și discutăm despre poluarea atmosferică cauzată de traficul rutier intens, de obiectivele industriale din spațiul metropolelor și așa mai departe. De asemenea, Trebuie să conștientizăm că în timp acest lucru duce la modificarea climatului urban, în sensul în care apar diferențe semnificative de temperatură între centrul metropolei și zonele periferice, lucru care descrie fenomenul de insulă de căldură. Despre acest fenomen am mai vorbit noi uh, mai către începutul anului școlar. Și avem exemplificat foarte sugestiv în acest grafic uh, efectul de insulă de căldură. Iată, în zonele rurale, în această situație, temperatura ar fi de vreo 29 de grade sub 30 de grade, și cu cât pătrundem în interiorul orașului, temperatura crește. Iată, deasupra zonelor verzi, deasupra parcurilor, are o ușoară tendință de scădere, însă, cu cât pătrundem mai departe în mijlocul orașului, observăm că temperatura crește. Asta pentru că. Traficul rutier și activitatea umană este foarte, foarte intens în partea centrală a metropolelor. Iată, plecăm de la 29 de grade Celsius în imediata vecinătate a metropolei, iar în centrul metropolei putem ajunge la 33-34 de grade Celsius, deci o diferență de până la 5 grade. Mergând mai departe, un alt dezavantaj este evident poluarea fonică cei din București probabil că ne-am săturat de zgomotele din trafic, de bă, tot felul de sirene, tot felul de șantiere interminabile și așa mai departe, dar aceasta este realitatea într-o metropolă, fie că ne place, fie că nu. Și un alt dezavantaj, traficul rutier deosebit de intens, ce cauzează deseori ambuteiaje la ordinea zilei în marile metropole. Ei bine, se ridică și o problemă. Și anume, într-o metropolă de un milion de locuitori, schimburile de substanță cu mediul înconjurător în timp de 24 de ore sunt enorme. Și am pus eu aici câteva date concrete, și anume 625.000 de tone de apă consumate, 2.000 de tone de alimente, 9.500 de tone de combustibil, 500.000 de, mii de tone de ape uzate, 120 de tone de suspensii solide, 20.000 de, de, tone de deșeuri și 950 de tone de poluanți atmosferici. Sunt niște cifre uh, care nu trebuie să ne bucure deloc, ba din potrivă trebuie să ne pună puțin pe gânduri. Topul metropolelor, am ales uh, situația din prezent uh, în concordanță, în comparație, mai bine spus, cu situația ce se preconizează a se uh, atinge spre finalul acestui secol. Deci, în prezent, cele mai mari metropole la nivel planetar, Tokyo, iată, cu peste 37 de milioane de locuitori, urma de Delhi, de asemenea, Shanghai, Sao Paulo, Mexico City... Dhaka, Cairo, Beijing, Mumbai, Osaka, încheiindu-se top 10, New York, Karachi și așa mai departe. Și la nivelul anului 2083, iată putem observa că discutăm despre metropole, în special din continentul african și asiatic, Lagos din Nigeria va fi în anul 2083 conform previziunilor cel mai mare oraș ca număr de locuitori cu aproape 67 de milioane de locuitori urmat de Kinshasa, capitala Republicii Democratice Congo, Mumbai în India, Delhi tot în India, Dar es Salaam în Tanzania, Dhaka în Bangladesh, Calcuta sau Kolkata în India, Karachi în Pakistan, Khartoum în Sudan și așa mai departe. Observăm că nu există în acest grafic nicio metropolă din lumea europeană sau nord-americană cu excepția New Yorkului. Lucrul acesta se așteaptă întrucât populația lumii va continua să crească, iar procesul de creștere a populației afectează în special continentul african, dar și continentul asiatic, care se află încă în etapa de baby boom a tranziției demografice. Ei bine, metropola. Relaționează bine și cu spațiile adiacente, și cu spațiile din jur, și este dependentă în unele situații de aceste spații. Motiv pentru care apar fie arii metropolitane, fie zone metropolitane. Uh, există un aflux foarte uh, mare și continuu de populație care vine dinspre uh, zona periferică către centrul orașului, unde uh, își au locul de muncă. De asemenea, lucrul acesta duce dimineața la ambuteaje către centrul metropolei, după amiaza duce la formarea ambuteajelor către zona periferică a metropolei. Uh, și lucrul acesta se întâmplă zi de zi. Iar în imagine, observăm. Aria metropolitană a Parisului, capitala Franței, și vedem cât de mult se resimte influența uh, capitalei franceze în teritoriu, pornind de la acest nucleu central. Mai departe, a doua parte a lecției, megalopolisurile. Ei bine, spuneam în deschiderea acestei lecții că megalopolisurile reprezintă asocieri de metropole de mari dimensiuni apropiate spațial care tind să formeze un sistem urban continuu. Și avem aici o hartă a megalopolisurilor de pe Terra, dar vom reveni asupra ei mai către final. La ora actuală există pe planeta noastră numeroase megalopolisuri, circa 30 la număr. Însă am ales să vorbim în cele ce urmează despre câteva dintre acestea și evident că începem cu cel mai tipic exemplu de megalopolis și anume megalopolisul american Boswash. Dacă îi spune Boswash, probabil ne-am dat deja seama și de la ce orașe îi se trage denumirea. Ați ghicit Boston și Washington. Ei bine... Cum spuneam, este cel mai tipic megalopolis la nivel planetar, se desfășoară pe circa 1000 de km lungime și are o suprafață de circa 140.000 de km pătrați. Aici găsim o populație ce depășește 40 de milioane de locuitori și totodată trebuie să amintim și metropolele de aici, mai importante fiind evident Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington și așa mai departe. Ei bine, acum haideți să vedem care au fost factorii de apariție a acestui megalopolis. Întotdeauna la geografie ne punem întrebarea unde și de ce. Haideți să vedem de ce a apărut acest megalopolis fix aici. Ei bine, primul factor de apariție este poziția geografică favorabilă. Poziția geografică favorabilă și anume în apropierea Oceanului Atlantic, pe litoralul Oceanului Atlantic. Lucrul acesta a facilitat uh, uh, transportul maritim spre și dinspre această regiune. Al doilea factor de apariție este dat de prezența munților Apalași în zonă care dețin resurse naturale bogate. Îi putem observa și pe această imagine satelitară munții Apalași în imediata vecinătate. Și, de ce nu, ne legăm și de un factor istoric, migrația transoceanică ce a facilitat un aflux de populație venit dinspre Europa. Mai departe, nu uh, ne depărtăm de continentul nord-american, rămânem în apropiere și ajungem în megalopolisul Marilor Lacuri sau Cipiț. Probabil și aici v-ați dat seama despre ce orașe discutăm, și anume Chicago și Pittsburgh. Dacă e megalopolisul Marilor Lacuri, evident că se desfășoară de o parte și de alta a... Uh, lacurilor nord-americane, așa cum se poate observa și în această schiță de hartă. Discutăm aici despre o lungime de 1500 de kilometri a acestui megalopolis și de o populație ce depășește, iată, 50 de milioane de locuitori. Metropolele cele mai importante sunt Chicago, Milwaukee, Cleveland, Toledo, Detroit, Toronto, Hamilton, Quebec, Ottawa, și așa mai departe, ar mai fi și altele. Și factorii de apariție ai acestui megalopolis sunt, evident, poziția geografică, da, situarea sa în zona Marilor Lacuri, accesul la fluviul Sfântul Laurențiu, Ne facilitează legătura dintre Marile Lacuri Nord-Americane și Oceanul Atlantic, și de asemenea discutăm aici și despre uh, o zonă cu resurse naturale. Putem aminti chiar și relieful și clima, care sunt unele favorabile. Mergând mai departe, rămânem tot în continentul nord-american, dar mergem de această dată pe coasta de vest pentru a discuta despre megalopolisul San San. Se desfășoară, așa cum spuneam, pe coasta de vest, pe litoralul Pacificului și pe circa 700 de kilometri lungime. Aici populația este și numeroasă, circa 35 de milioane de locuitori, iar metropolele care compun acest megalopolis sunt Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles și San Diego. Evident că mai sunt și alte. Mergem în America de Sud, facem o călătorie până în Brazilia să discutăm despre megalopolisul brazilian sau triunghiul brazilian. De ce triunghiul brazilian? Pentru că dacă unim cele trei orașe care formează acest megalopolis, obținem un triunghi. Și discutăm despre poziția sa geografică, respectiv sud-estul Braziliei, pe litoralul Oceanului Atlantic. Amintim de populație: și anume, circa 40 de milioane de locuitori. Metropolele cele mari, cum spuneam, Sao Paulo, Rio de Janeiro și Belo Horizonte, ar mai fi și alte câteva orașe mai mici care compun sau care gravitează spre acest megalopolis, discutăm despre Santos, despre Vitoria și așa mai departe. Și trebuie să știm că este cel mai dinamic megalopolis din punct de vedere demografic și vă las pe voi să vă gândiți de ce. Călătorim ceva mai mult de această dată și ne oprim în Japonia pentru a discuta despre megalopolisul japonez Tokaido. Ei bine, acest megalopolis ocupă partea sudică a insulei Honshu adică aceasta, insula cea mare și ocupă de asemenea și nordul insulei Shikoku. Discutăm despre uh, o arie urbană cu o desfășurare de circa 500 de kilometri ce concentrează o populație foarte numeroasă, peste 60 de milioane de locuitori și amintim și câteva metropole care compun acest megalopolis, evident Tokyo, Osaka, Kobe, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Kitakyushu, Fukuoka și așa mai departe. Câteva lucruri în cele ce urmează despre megalopolisurile europene. Dacă la celelalte continente discutam despre megalopolisuri foarte tipice, dacă putem spune așa, cu orașe foarte apropiate spațial, practic intram dintr-o metropolă în alta. Aici, în spațiul european, dat fiind configurația uh, acestuia, și anume uh, un spațiu ceva mai mic, uh, megalopolisurile tind să fie ușor atipice comparativ cu restul megalopolisurilor amintite anterior. Și, prin urmare. În cadrul continentului european, megalopolisurile se desfășoară, așa cum se poate observa și pe această hartă, pe teritoriul mai multor state și înglobează și unele spații rurale. Pentru că este evident că nu putem discuta despre o întindere nesfârșită de orașe în tot acest areal sau în oricare altul prezentat pe hartă. De aceea spunem că pe viitor se așteaptă ca aceste megalopolisuri să descrie ceea ce vrea să fie un ecumenopolis. Ecumenopolis, adică o așezare urbană universală uh, care tinde să uh, se extindă foarte foarte mult în teritoriu. Și amintim câteva dintre uh, megalopolisurile. Uh, europene, dat fiind faptul că ele sunt ușor atipice, au primit și denumiri mai inedite. Blue Banana, pe care tocmai am identificat-o mai devreme, iată, se extinde din partea central-sudică a Regatului Unit și se sfârșește în uh, jumătatea nordică a Italiei, deci, practic, trece prin țări precum Belgia, Regatul țărilor de jos, Luxemburg, Germania. Elveția, iată vestul Austriei, dar tangențial și prin Franța. De asemenea, discutăm despre Golden Banana, care se desfășoară uh, în general pe coasta mediteraneană a Spaniei, uh, Franței și Italiei. Evident, cuprinde și zona micuțului stat Monaco. De asemenea, Green Banana, care apare ca un coridor. Prin inima Europei, de la Marea Baltică din nord până la Marea Adriatică către sud, și ar tranzita practic teritoriul Poloniei: teritoriul Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Austriei, Sloveniei și Croației. Ar mai fi și alte areale uh, urbane ce tind să uh, creeze un megalopolis uh, cu specific european, dacă putem spune așa, și anume Axa Atlantică aici în uh, partea nordică a Spaniei și Portugalia uh, și de asemenea mai apare o zonă destul de interesantă în nordul Germaniei și cuprinde uh, parte din Danemarca și sudul Suediei și observăm și zona Golfului uh, Finic, uh, identificată și ea, marcată și ea, uh, cu uh, tente de culoare specifice megalopolisurilor. Cam aceasta a fost călătoria noastră dintr-un megalopolis în altul. Uh, geografului îi stă bine cu drumul, îi stă bine cu călătoria, îi stă bine cu exploratul. De aceea propun să călătorim cu toții și să ne revedem data viitoare. La revedere!